să vom povesti despre nevralgia de trigemen și alternative de tratament minim-invaziv. Nevralgia de trigemen este o afecțiune dureroasă absolut cruntă, descrisă în toate cărțile și de pacienți ca cea mai îngrozitoare durere pe care poți să o ai în viață. Este comparată cu dorința de a te sinucide, de severă este. După ce pacientul este investigat, în mod foarte frecvent, pacienții cu nevralgia de trigemen au RMN-uri normale, în care nu găsim o anomalie care să explice cauza durerii. Probabil că reprezintă peste 80% din pacientura și incidența acestei simptomatologii, RMN-uri normale, simptome crunte și nu găsim cauza. Foarte rar operația chirurgicală este indicată atunci când găsim un contact vascular sever, la care reprezintă iar o minoritate din toată populația de pacienți, iar restul sunt lăsați tratamentului fie conservator cu neurostabilizatoare, cu antiepileptice, la care răspund cam două treimi, dar rămâne o treime care nu răspunde la dozele de antiepileptice sau are efecte secundare severe și nu le pot tolera. Și atunci terapiile mini-invazive sunt singura alternativă în clipa de față pentru acești pacienți. În clinica noastră practicăm toate metodele mini-invazive de terapie și astăzi vom povesti despre ablația cu radiofrecvență ghidată tomografic. Există diverse metode de a ajunge la punctul țintă, la ganglionul gastric care conduce durerea. Unul este cel fluoroscopic, care este, să zic, standardul general, dar putem folosi, ca și în cazul de față, ghidarea tomografică. Aborda același traiect, dar confirmarea radiologică sub tomograf ajută pentru o poziționare mai bună uneori și de fapt ține foarte mult de expertiza celui care face această procedură, pentru că o poți face în mai multe feluri și fiecare suntem obișnuiți în diverse moduri de abordare. Procedura în sine se face cu pacientul sedat și monitorizat, pentru că este intens dureroasă pentru câteva minute. Acul este ghidat tomografic prin foramen ovale la nivelul ganglionului gaser, stimulat, după care ablația se face la 60-65 de grade. Procedura ambulatorie, pacientul pleacă acasă. După ablație, de obicei sunt dureri minime. Dacă sunt dureri, pacientul este păstrat peste noapte și stabilizat cu medicație intravenoasă. Pacientul are recuperare rapidă. Medicația antiepileptică pe care este pus înainte de intervenție se scade treptat în decurs de o lună, o lună jumate, pentru a ne asigura că efectul este stabil și răspunsul este bun.